Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește Mad Dead Adventurer și este vorba despre un joc în care găsești 3 casete video și din ce știi tu, pe aceste casete se află ceva desene animate vechi de prin anii 90. Ce nu știi tu, în schimb, este că aceste casete video de fapt sunt blestemate și urmează să aflăm ce se va întâmpla mai exact, așa că nu uita să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Fiți atenți, hai să apăsăm cu toții pe butonașul de like. În momentul în care eu apăs pe butonul acesta roșu, vedeți butonul ăsta roșu de aici? Fiți atenți! Îl voi apăsa în 3, 2, 1 și like. Gata, domne. L-am apăsat și dăm drumul la prima casetă. Avem 3 episoade. Să vedem ce se va întâmpla cu aceste casete. Un joc foarte, foarte unic din ce am observat până acum. Și hai să ne uităm. Deci numele ei e Amanda și numele lui este Wally. Și ea spune că ei îi plac merele și ne întreabă dacă și nouă ne plac merele. Acum avem mai multe variante. Putem să-i spunem că nu ne plac merele sau da. Nu știu dacă asta influențează cumva jocul sau nu, dar prima dată vom juca și vom accepta tot ce ne spune. Da? O să zicem că da, ne plac merele foarte mult. Yes. El zice că e alergic la mere. Și că e ok. Să nu-ți fie frică să încerci ceva nou. Da, asta e un sfat foarte rău. În niciun caz n-ar trebui să faci așa ceva. Și acum ne întreabă unde este magazinul din această zonă. Da, deci i-a dat un sfat foarte rău. Că în niciun caz, dacă ești alergic la ceva, n-ar trebui să mănânci chestia respectivă. Dar deja începe să fie ciudată caseta asta. Dar cred că o să devină și mai ciudată. Avem de ales magazinul. Bă, asta pare a fi o casă. Asta pare a fi magazinul mai degrabă, care are ceva afișe aici. Aici e un loc de joacă. Asta e un copac. Deci nu prea ai altă variantă decât ăsta, bănuiesc. Dar vedeți că eu practic pot să dau click pe toate. Și cred că o să încercăm. Facem un run în care v-am zis, acceptăm tot ce ne zice. După care facem al doilea run în care nu acceptăm ce ne zice. Să vedem că se schimbă ceva. Deci apăsăm aici. Ok. Da, acolo e. Hai să mergem. Ok. Deci am ajuns în magazin. Poți să vezi merele? Și aici vreau să scriu, dacă pot să văd merele, adică să scriu apples. Nu? Sau ceva de genul ăsta. Pentru că sunt mai multe chestii în magazin. Dar bănuiesc că poți să scrii ce vrei tu, dar o să scriu apple pentru moment. Bravo, acum putem să facem plăcintă de mere. Wow, ce e asta? Ok. S-a derulat cu foarte multă viteză și n-am apucat să văd. Fiți atenți că s-ar putea să descoperiți voi ceva secrete dacă dați cu încetinitorul în spate, că pe YouTube poți să dai cu viteză mai mică când te uiți la videoclip și s-ar putea, nu știu sigur, dar s-ar putea să descoperiți ceva secrete dacă vă uitați cu viteză mică la clip. Bun, hai să vedem episodul numărul 2. Ce se va întâmpla aici? Ce se va întâmpla, domnule, aici? Ok. Nu avem mult timp la dispoziție. Oh, a vrut să mă avertizeze cu ceva. Eu sunt Wooly. Astăzi mergem să luăm carne pentru bunica. Dar nu e vegetariană? Poți să găsești magazinul de carne? Deci aici e ceva suspect. Ok. Ea zice, deci Amanda zice că mergem să găsim, să luăm carne pentru bunica. Dar dacă bunica e vegetariană, pentru că Wooly a zis că e vegetariană, atunci de ce mergem să luăm carne pentru bunica? E ceva suspect la mijloc aici, e ceva foarte dubios. Hai să alegem, bă, ăsta e magazinul de carne și în niciun caz nu te duce, deci asta este o oaie. Și în niciun caz n-ar vrea să meargă la magazinul de carne, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Dar hai să apăsăm pe magazinul de carne. Iată-l! Oh, nu. Deci am ajuns aici. Oh, ce se întâmplă? Bă, se întâmplă ceva. Oh, nu. Deci ce trebuie să-i scrim aici? Mă gândesc că trebuie să scrii. Ce vezi pe aici? Deci vedem carne. Asta înseamnă că trebuie să scrii meat. Asta e corect. Oh, nu. Ce face? Ok, adus niște carne. Ce se întâmplă? Se întâmplă ceva. Că se aude muzică ciudată pe fundal. Oh, de ce schimbe expresia facială? De ce se uită spre Wooly? Uitați-vă la Amanda. Oh, nu-mi zic că îl mănâncă pe Wooly.
Pa, Manta s-a dus la magazinul de carne să-l mănânce pe Wally, mă, frate. What? What? Asta e foarte, foarte ciudat. Ok. Hai să mergem pe episodul 3, bănuiesc. Nici nu știu ce să zic, frate. Deci v-am zis că e ceva în neregulă aici. Și asta e abia primul run. Pentru că noi o să mai jucăm o dată. Și data viitoare o să alegem alte chestii. Să vedem ce se schimbă sau ce se va întâmpla. Dar hai să încercăm episodul numărul 3, bănuiesc, și să vedem. Nu știu, asta pe aici văd că nu merg apăsate. Adică, uite, încerci să apeși pe asta, nu merge niciunul. Deși pare că ar merge inițial, dar nu. Și dacă vă uitați cu încetinitorul și la TV-ul ăsta, s-ar putea să observați detalii. Uite, apar niște imagini, dar nu pot să-mi dau seama. Dar pe YouTube, când dai cu viteza aia mică, sigur realizezi ce se întâmplă acolo. Deci, hai să vedem, episodul numărul 3. Hai să încercăm. Episodul 3, caset oul. Ok. Unde-i Wally? S-a întunecat afară, hai să mergem acasă. Wally e ăsta cumva? Ăsta e Wally? A rămas doar Luna? What? Amanda, poți să-mi zici și mie ce ai făcut? Și aici, din nou, ai două variante. Poți să te duci la Leagăn sau poți să te duci acasă. O să facem run-ul ăsta cum vrea ea. Adică, gen, o să mergem acasă și o să facem tot ce ne zice ea. Și run-ul viitor o să alegem celelalte variante, să vedem ce se întâmplă, da? Wally, săracul, cred că s-a transformat în cărniță. Deși a zis că bunica e vegetariană, de ce? Ok, dubios rău de tot. Oulu. Bate la ușă. Uitați-vă la fața ei. Ce se întâmplă cu ea? Amanda, ești bine? Ești bine? Ce se întâmplă cu tine? Uite, din nou, ai două variante. Poți să bați la geam sau poți să bați la ușă. Pentru că, uite, aici mouse-ul e normal, vedeți? Nu se întâmplă nimic. Dar aici se transformă într-un fel de arătător, așa, vedeți? Hai să batem la ușă, să vedem. Ok. Se deschide ușa. Aoleu, oameni, dar ce pățești? Ce a zis? A zis ce? N-am înțeles ce a zis. Ați înțeles voi ce a zis? Că văd că a dispărut de tot. Și apar ca și cum ar fi purici de aia de TV vechi. Ok, ce să scriu aici? Să scriu... Help? Help? Oh, nu scriu eu asta, să știți. Nu, ce e asta? Ce era... Wow! Ce a fost asta? Ce era aia? Trebuie să dați înapoi, deci pe videoclipul ăsta trebuie să dați înapoi foarte mult ca să observați ce s-a întâmplat mai exact. Hai să rulăm din nou casetele. Pentru că avem foarte multe chestii pe care nu le-am observat încă. Hai să le rulăm din nou și de data asta o să aleg tot ce n-am ales data trecută. Dar voi vedeți o chestie? Totuși apăruse un fel de monstru care de fapt era Amanda, cred? Și gen... Părea că e în cameră cu noi, dacă ați văzut, pentru că tapetul de pe perete era același tapet cu cel pe care l-aveam noi în cameră în momentul de față. Deci acum ne întreabă dacă ne plac merele. Și eu am să zic că no. No. Zice că el e alergic. Din nou îi dă un sfat foarte rău. Ok, nu știm unde este magazinul. Și zice să alegem magazinul. Știi unde este magazinul cumva? Și o să zic așa, ăsta este magazinul, ăsta de aici. Știi unde este magazinul? Ăsta de aici este magazinul, oare? Mi-a făcut să dispară toate alea! Deci mă... What? Mi-a făcut toate alea să dispară, să nu mai pot să dau click pe nimic! Deci te obligă! Mă, frate, ce e asta? Mă obligă să dau click pe magazin și nu vreau, pentru că știu ce îi se întâmplă lui Wally, săracu! Hai să dau click până la urmă. Dacă mai încerc pe aici, poate ceva, vreun secret. Da, nu, dăm pe magazin, hai. Da, ăla e magazinul. Suntem la magazin. Arată foarte, foarte îngrămădit. Uite, sunt mere. Ok, de data asta scriu aici cu totul și cu totul altceva. Ce să scriem? Poate scriu help. Help cu 2 de P. Spune Apple, te rog. Deci vrea să scriu Apple neapărat, dar v-am zis că pe ranul ăsta nu o să scriem Apple deloc. Nu o să facem ce zice ea deloc, sub nicio formă. Să vedem ce se întâmplă. Ce să scriu aici? Hmm? Să scriu... Dacia.
Am vrut să scriu Dacia Logan, dar uite, chiar a intrat Dacia la perfecție. Ce să scriu, mă, frate, aici? Nici nu știu. Uite, pot să scriu în română. Pep... Stai. Am vrut să scriu pepene și mă forțează. Uite, acum, deci fiți atenți, eu scriu doar... apăs doar pe tasta 0. Îmi scrie automat Apple fără să vreau eu. Bă, frate, ce e asta? Deci fără niciun mișto, uitați-vă, pun la microfon și apăs pe 0. Am scris 0000, mi-a scris Apple forțat. Apare ceva, apare un text în momentul în care se termină caseta numărul 1. Ați observat și voi. What? Mamă, deci ce joc ciudat. Dar interesant în același timp. Caseta numărul 2 aici, ca să nu... Deci încearcă să ne avertizeze Wally de ceva. Ia. Deci zice așa, nu avem prea mult timp, dar orice îi face să nu... Să nu ce? El n-apucă să ne zică, mă, săracul, pentru că el probabil știe că ceva e în regulă cu Amanda. Și aici te pune să apeși pe magazinul de carne, dar dacă apeși pe altceva, apăs pe magazinul de înghețată. Ah, să văd ce se va întâmpla. Spune-ne unde este magazinul de carne. Bă, dar deja s-a enervat. Uitați-vă la fața ei și uitați-vă la cum se exprimă. Wally știe deja ce se va întâmpla, pentru că deja face din cap așa și e speriat. Hai să văd dacă pot să dau clip pe aici pe ceva. Ok, apăs din nou pe magazinul ăsta. Magazinul de carne. Mi-a scos magazinul de aici. Amanda! Băi, eu cred că e un demon. Deci eu sincer să fiu, cred... Sau poate chiar ce am văzut la final, în casa aia, cred că ăla e demonul care controlează pe Amanda sau ceva de genul ăsta. Hai să văd pe... Dacă mai e ceva pe care pot să dau click pe aici? E clar că dacă mergem la magazinul de carne se va întâmpla ce știm noi că se va întâmpla. Iată-l, hai să mergem. Uitați-vă la fața lui Wally deja. Wally știe ce se va întâmpla. Uitați-vă la el! Ce avem nevoie? Avem nevoie de help. Ajutor. Nu, am scris hello. Am vrut să scriu help. Help. Spune-ne de ce avem nevoie. Mamă, cum a făcut, ați văzut? Și dintr-o dată a zâmbit iarăși. Păi și dacă nu scriu niciodată despre ce avem nevoie ea. Ah! Am scris help și mi-a scris meet automat. Nu se poate așa ceva. Te obligă să scrii ce vrea ea. Îți controlează tastatura. Eu am scris help pe tastatură. Fără niciun mișto, nu aveam de ce să scriu meet. Da, uitați-vă la Amanda iarăși. Uitați-vă la Amanda iarăși. Uitați-vă la fața ei. Pă. Știm deja care e treaba. Ok, la final aici vreau să văd ce se întâmplă când apăs pe celelalte chestii. Ia, episodul numărul 3. Oare? Deci aici știm că Wally a fost mâncat, da? Ok. S-a întunecat. Hai să mergem acasă. Și aici, în loc să te duci acasă, te duci aici. Acasă! Oh my god, uitați-vă la fața ei. Apăs iarăși aici? Wow. Oh, nu! Uitați-vă cum face! Ea a scos asta de tot. Deci ea controlează totul. În lumea asta din casetă, ea controlează totul. Dar eu cred că ea nu are putere să se ducă de una singură acolo. Și de asta are nevoie de noi care să interpretăm casetele. Dar vedeți că a dispărut, băi, și a dispărut până și luna de pe cer. Gen, nu mai e nimic decât această casă. Și bate la ușă, dar acum în loc să bați la ușă, o să batem la geam. Vreau să mă duc afară. Să te duci afară? What? Ia, mai apăs o dată pe geam. Lasă-mă să intru! A scos geamul. Mă, frate, a scos geamul cu totul. Ok, și acum apăsăm. Ia, uitați-vă la monstrul ăsta când apare. Uitați-vă la tapetul din camera monstrului. Fiți atenți. Aici n-ai ce să scrie. Aici orice scrii, începe și scrie random, așa. Dar uitați-vă la monstru. Uite. Deci e o canapea în spate, dar ați văzut tapetul? Ia fiți atenți, că e același tapet cu cel pe care l-avem noi în cameră. Că dacă mă duc aici la again... Uitați-vă la tapetul ăsta. Deci cumva
Să înțeleg că din cauza că noi ne uităm la aceste casete, monstru iese din TV și ne prinde pe noi în cameră? Sau noi suntem transformați în acel monstru? Asta chiar nu știu. Ia stați o secundă, vreau să mă interesez puțin. Da, sunt foarte multe teorii, dar din ce am înțeles, există un cod secret pe care dacă îl bagi în episodul 2, apare o casetă secretă la care să te uiți. Hai să trecem peste episodul 1 repede, să băgăm codul secret în episodul 2, să vedem ce se întâmplă. Și că apare o casetă secretă cu ceva tot așa dubios. Ia. Ok, aici o să scriu 000. Ok. Da, ce credeți voi că se întâmplă mai exact cu aceste casete? Scrieți-mi în comentarii teoriile voastre, pentru că e un joc în care nu ne dă foarte multe informații. Hai să mergem la magazinul de mere pentru a treia oară în episodul de azi. O să scriu Apple direct, că vreau să trec mai departe. Vreau să ajung la caseta 2 rapid, rapid de tot. Apple. Ia, dar mai foarte fericită. Dar pe tot parcursul episodului 1, și acum observați, dar fața lui Uli e foarte speriată. Eu cred că e pentru că știe deja ce urmează. Ok, hai să vedem episodul 2. Și că trebuie să apară episodul 2,5 sau nu știu, episodul bonus. Deci aici când o să ne dea opțiunea să scriem, dacă o să ajungem în magazinul de carne, acolo trebuie, acolo, în altă parte n-ai unde. Da, uitați-vă la Uli, săracu. Și de ce toate casele au ochi? V-ați gândit și la chestia asta? Acolo. Ok. Bun. Apare chestia asta, da, știm asta deja. Și acum în loc de meat, scrii lamb. De L-A-M-B. Ok. Și acum cred că pot să scriu meat în mod normal. Și după ce se termină caseta asta, ar trebui să ne dea o casetă care nu are număr sau ceva de genul, am citit pe net. Hai să vedem dacă cei de pe net au avut dreptate sau dacă a fost vrăjeală. Sper că am făcut eu ce trebuie. Mamă, dar e creepy rău de tot, mă, frate, deși pare ca un desen așa normal, un desen animat normal, dar nu e nimic normal. Da, uite-l! Uite, mi-a apărut încă o casetă. Știți că trebuie să mai fie o casetă, nu? Că tocmai ce am terminat episodul 2. Dar ce episod e ăsta? Episod și nu scrie, vedeți? E șters. Mamă, câte secrete în jocul ăsta, mamă. Deci mie îmi plac foarte mult secretele în jocuri. Ia. Episodul special. Ce e asta? Pare ca și cum ar fi o poză reală. Aoleu, păi și ce trebuie să scriu aici? Din 6. Help me. O pădure? Indiferent ce scriu, îmi scrie numele lui Uli. Deci uite, încerc să scriu help me. Uite, acum scriu help. Help și scrie wool. Help me. Scrie Uli automat. Care-i faza? De ce? Și se schimbă ceva pe episodul 3, oare? Sau nu? E tot ea aici. Totul e la fel aici. E întunecat afară. Ok, mergem acasă direct, pentru că știm deja ce se întâmplă. Hai să vedem dacă se schimbă ceva. Ah, interesant. Am bătut la ușă și s-a scos geamul ăla de acolo automat. Ea zice ceva aici, dar nu-mi dau seama ce. Aici pot scrie orice, că oricum se face chestia asta. Și uitați-vă monstrul ăsta. Da! Nu știu ce să zic, dar e foarte, foarte creepy, frate. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să facem episoade când o să mai lăsez update-uri, pentru că, din ce am înțeles, încă se updatează jocul destul de mult, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare.